Irina Lazar Onescu. Salut. Te pupăm, te pupăm. Mambo, mambo. Mambo, mambo. Mambo, mambo. Da, 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 așa este. Mambo, mambo number five. Exact. Mambo, jumbo, știți cum credeam, tot auzi în filme expresia mambo, jumbo și ai impresia că este pur și simplu aleatorie. Nu, chiar înseamnă ceva, e o formă de salut. E o formă de salut, așa este, da? Da? Exact. Mambo? Da, da. Mambo, mambo, jumbo. Ha, un fel de... Bună, bună. Mambo salut. Este bună și jumbo este ce faci. Pe ah. Atunci mambo, jumbo. Mambo, jumbo. Mambo, jumbo. Da, ce să zicem, e frumos salutul. Ce faci tu, cum te simți? Te-am văzut... la Șef la Cuțite. Cum a fost experiența Șef la Cuțite? Extraordinară a fost experiența Șef la Cuțite. Sincer, urmăresc noul sezon și mi-e foarte, foarte dor și stau și mă gândesc că parcă aș mai încerca o dată. Mai parcă ți-e dor. Am trecut deja prin experiență și știu cu ce se mănâncă. Uh-huh. Poate aș aborda lucrurile astea. Nu știu, mie dor, mi-e foarte dor. Și ai trecut din experiență în experiențe. Uite așa, le guști pe toate. Cum a fost experiența din Africa și cum de ți-ai dorit să faci parte și să fii voluntar acolo într-un orfelinat? Am făcut voluntariat la o școală, la o școală gimnazială. Am ajuns acolo pentru că anul trecut am fost împreună cu soțul meu în luna de miere și am întâlnit niște persoane foarte faine care... făceau voluntariat și am rămas cumva setată pe poveștile pe care ni le-au împărtășit acele persoane. Iar cumva pandemia asta a picat la șanț, pentru că faptul că puteam să lucrez de la distanță și nu ședințele și alte întâlniri de lucru nu necesitau prezența mea în țară, am spus, acum e momentul, gata, acum pot să mă duc și să fac ceea ce mi-am dorit foarte mult să fac, anume să trăiesc într-o comunitate din Africa. Cum ți s-a părut comunitatea de acolo? Pentru că recent am venit și eu din acea lume, să spun, și am fost marcată de frumusețea locului, dar și de sărăcia oamenilor care trăiesc acolo. Ai fost și pe continent sau nu, doar în Zanzibar? Am fost doar pe insulă. Doar pe insulă. Țin să spun că mie mi-a plăcut mult mai mult continentul și anul trecut când am fost m-a marcat mult mai mult și anul acesta mi-a plăcut atmosfera de acolo. Ei sunt mult mai puțin familiarizați cu turiștii și atunci ești în mijlocul lor ca o curiozitate, pur și simplu. Iar ei sunt extrem de calzi, adică nu așteaptă neapărat ceva de la tine. Ai văzut că totuși trag de tine și dacă pot să obțină ceva, cu siguranță vor încerca. Dar dincolo de asta, ei sunt extrem de curioși și de drăguți și de calzi și de primitori și, nu știu, îți dă așa o senzație de apartenență la o comunitate din care, în mod normal, tu nu faci parte, adică ești cât se poate de departe de... Uite, noi vedem acum niște poze foarte impresionante și foarte frumoase, pe de altă parte, și aș vrea ca după pauză să ne spui ce poveste de viață te-a impresionat cel mai mult, pentru că bănuiesc că ai luat contact acolo cu tot felul de povești, cu tot felul de întâmplări și ai auzit tot felul de lucruri, unele mai bune, unele mai puțin bune, dar și ce ai în jurul gâtului, pentru că știu că e un obiect important primit de acolo din Africa, dar asta după o scurtă pauză. În schimb, invitata noastră, primărița de la Șefie la Cuțite, așa cum îi cunoaștem cu toții, apropo de vestimentație, are un obiect pe care l-a primit probabil cadou din Africa, acolo unde a făcut voluntariat la un orfelinat. Eu zic să ne spună, dânsa. Mambo, te mai salutăm o dată. Mambo, jumbo! Mambo, jumbo. Înseamnă că fac bine, asta înseamnă. E răspunsul la salutul mambo, se răspunde poa. Aha, am înțeles. Ce ai în jurul gâtului? Vreau să vă spun că nu am un singur obiect din Africa în momentul ăsta pe mine. Am trei obiecte în cadrul ăsta care sunt din Africa. Rochia este africană, colierul este african și la fel și decorul din spate. Mi-am adus aici, dacă vedeți, mi-am luat companie ca să nu mă simt singură la live-ul ăsta, pentru că nu pot să fiu cu voi acolo în studio. E un fel de răpirea din Sărai din Africa. Da. Nu, adevărul este că mi-am dat prilejul să mă întorc acolo și sunt extraordinar de fericită și de încărcată energetic și emoțional cu toate amintirile pe care le am de acolo. Se vede că ești foarte încărcată și ți se luminează ochii atunci când vorbești despre acest popor absolut minunat și am vrut să ne spui care a fost experiența care pe tine te-a încărcat cel mai tare, care te-a emoționat. Povestea vreunui copil, poate te-ai gândit să și adopți, fie și la distanță, pe cineva de acolo.
Să știi că m-am gândit inclusiv la asta. Și nu pentru că ar fi la modă să, știi, vedem pe la Hollywood că vedetele adoptă copii din țări mai puțin privilegiate decât cele occidentale, dar chiar m-am gândit la asta. Copiii aceia sunt extraordinar de frumoși și eu nu am simțit o secundă că mă duc acolo să-i ajut eu pe ei, cât am simțit că mă ajută ei pe mine să mă echilibrez și emoțional și cumva să îmi aduc aminte de lucrurile care cu adevărat contează în viață, pentru că pe astea noi tindem în societatea asta puternic tehnologizată și așa mai departe, tindem să le uităm. Uităm să ne întoarcem un pic la partea sufletească. Care a fost lucrul care te-a echilibrat cel mai mult acolo? Nu știu, ce lecție de viață ai primit? Mi-a plăcut foarte mult și am ținut minte această discuție, această conversație pe care urmează să vă spun și cumva mi-a pus în retrospectivă și în perspectivă, de fapt, toată viziunea asupra vieții. Foarte mulți dintre cei care mi-au urmărit aventurile pe rețelele de socializare m-au întrebat care este diferența de statut social între copiii care învățau la școala unde am făcut eu voluntariat. Și la un moment dat am întrebat pe unul dintre profesori cum resimt ei diferențele acestea sociale, pentru că la ei este o prăpastie foarte mare între sărăcie, lucie și avuție. Și răspunsul lui a fost în felul următor. Mi-a spus că, în primul rând, dintre cei peste 1000 de copii care învață la școala respectivă, era o școală privată, doar aproximativ 20% își permit să o plătească, restul învață pentru că acea școală este o inițiativă de comunitate, a comunității, și atunci ei sunt susținuți acolo, indiferent că își permit să participe la cursuri sau nu, în primul rând. Și, în al doilea rând, mi-a spus în felul următor. Noi aici suntem învățați că tot ceea ce avem, fie că este mult sau puțin, ne-a dat Dumnezeu și noi nu putem să-L mâniem pe Dumnezeu supărându-ne sau fiind nemulțumiți de ceea ce avem. Dacă ne dorim mai mult, vom încerca să muncim, să obținem mai mult, dar dacă nu putem, ne vom mulțumi cu ceea ce avem și vom fi fericiți și recunoscători pentru toate lucrurile bune care sunt în jurul nostru. Și pe mine asta m-a impresionat foarte, foarte mult. Recunosc. M-a pus pe gânduri pentru că, știți voi, iarăși noi ne uităm la Africa și avem impresia că ne ducem acolo să-i ajutăm. Eu nu am simțit, repet, niciodată că mă duc acolo să ajut pe cineva, cât că mă duc acolo să învăț, să cunosc o nouă cultură, o altă comunitate, dar... Te vei mai reîntoarce acolo în viitorul apropiat? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Îmi doresc foarte mult să fac asta. Îmi doresc să fac asta împreună cu soțul meu. De data asta n-a putut să vină și atunci încercăm să planificăm în așa fel încât să pot reveni acolo. Chiar mi-au transmis gazdele de acolo și foarte mulți dintre copiii de la școală au spus același lucru. Oricând vreți să reveniți în Africa, gândiți-vă că aveți aici o casă. Africa e casa voastră, noi sunteți bineveniți la noi acasă oricând. Practic, ai fost deja adoptată. Am fost adoptată. Ai fost adoptată. Degeaba m-ați întrebat voi dacă m-am gândit până să adopt, că m-au adoptat ei pe mine. Îți mulțumim foarte mult pentru discuția din această după-amiază. Îți dorim viață frumoasă în continuare și fie să ajungi din nou acolo unde îți place ție și să ne mai spui și nouă ce ai trăit pe acolo. Îți mulțumim foarte mult.